ăsta e challenge-ul. Ți-a mai rămas puterea aici. Puterea, a rămas puterea, smără. Moare smără. Salut, eu sunt Gami și bine ați venit la un nou vlog. E bine, astăzi stai alături de Ioana, Shelly și de smără, care tocmai ce a intrat la medicină. Să aplaudăm pe smără și pe Ioana, care a intrat la SNSPA. Și eu, care intru clasa 12 și dau bacul. Și astăzi, fraților, vom pune niște întrebări foarte, foarte picante. Picante la modul că dacă nu răspundem, trebuie să luăm o linguriță de Tabasco. Vedeți că e Tabasco din ăsta, mai șmecher un pic, adică nu e... Tabasco, cipotre. 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 Nu știu. Cipore. Sunt niște întrebări cu o dificultate puțin mai mare. Nu sunt de cultură generală, sunt niște întrebări personale. O să vă pun 3 întrebări de fiecare, iar la final puteți să-mi puneți voi câte o întrebare. Mi se pare foarte fel, toată lumea primește 3 întrebări, da? Haideți să începem. Cine vrea să fie primul? Eu. Shelly, ești pregătit, da? Ai linguriță, ia linguriță, nu lasa cadeaua. Prima întrebare pentru Shelly: de care dintre iubitele din Five Gang îți place cel mai puțin? Oh, fuck. Adică dintre Zmără, Ioana, Vanessa și Miriana? Și iubiții. Darvarez. Ok, Darvarez, nu-mi place sosul Tabasco. Nu-mi place sosul Tabasco, deci da, am răspuns la această întrebare. Îmi cer scuze, Alex, știi că ești un băiat foarte caterincă, dar nu-mi place sosul Tabasco, am răspuns, deci din... Erai aproape să iei o gură de asta. Tabasco de asta cipotri? Darvarez, îmi cer scuze, frate, am mers pe calea sinceră. Schimbăm tabăra, trecem la Ioana. Ioana, prima întrebare pentru tine este: care dintre prietenii mei ți se pare cel mai frumos? O să răspund la asta, dar să-ți mă gândesc. Hai, vezi să zici că eu. Modestia este aici, în spatele nostru, stă modestia întruchipată pe canapea. Bine, dacă eu să le elimin pe Zbâr, care clar ar fi răspunsul meu, da, cred că o să spun Georgescu, că e singur mai înalt decât mine. Trebuie să luăm o gură. Cred că ar trebui să luăm o gură de sos Tabasco și pentru răspunsurile greșite. Da, și eu sunt de acord că Ioana ar trebui să iau o gură de Tabasco după răspunsul pe care l-a dat. Georgescu, da, pe cine să fie frumos, da, să zică? Da, exact, Pain. E mai scut decât mine cu 3 capete. Da, e joke to you. Uite pe băiatul ăsta, ce frumos e. Ce linie mai înalt ca mine? E, nu. Ești cât mine. Trecem la smără și la întrebările cele mai grele. Ce alegi? De ce cele mai grele? Ce alegi? La medicină te duce capul mai bine. Ce alegi dintre Shelly și medicină? What the fuck? Deci la ce renunți? La Shelly sau la medicină? De ce ar trebui să renunți la una din ele? Păi deci ai două opțiuni. Se facă bine. Deci ai două opțiuni. Ori renunți la Shelly, ori renunți la medicină, ori e o gură de sos. Nu mă, renunți la medicină și mă reprofilez. Apreciază! Apreciez foarte mult viața mea. Apreciază! Extraordinar de mult. Mi-ai lăsat acadea pe obraz. Da? Este un răspuns total mangritor, o mangreară clasică de Craiova, dar fata a răspuns, deci nu o să iau gură de sos. Cine îmi dă mie prima întrebare? Cine? Hai, Shelly. Cine se întrumetă să-mi dea prima întrebare la care Shelly nu pot să răspund? Shelly, mai nesimțit, așa? Ce ai alege dintre a pierde toți banii sau a-ți pierde toți fanii? Hai, că mă mergi. Toți banii sau toți fanii? Ce ai prefera să pierzi? Dintre toți banii și toți fanii? Toți banii sau toți fanii? Fiți foarte atenți la răspunsul ăsta, e despre voi, e cu voi și despre voi. Da, e evident răspunsul corect. Voi pierde o oră pe WC-ul, cred. Asta voi pierde. Clar că preferi să pierzi banii, fanii sunt cei mai importanti. Să vedem cum e sosul ăsta, n-am mâncat ăsta pe linguriță niciodată. Cel mai nașpa ăsta, e foarte picant. Așa. Haide mă cu tupeu! Tu știi cum mi-a pus mie Dorian? Fur! Da, pe lângă dacă mai pun, da? Da, 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 da. Ok, poți să confirm că i-ai făcut furul. Hai, da, dă-i. Vai, deja am simțit eu în gât. Sunt curioasă. Bă, gustul lui rău, dar e picant. Măcar e sincer. Bă, Jerry, la gust chiar e bun, așa are gust de barbecue, da? Dar bă, chiar eu! Creatorul jocului. Mi-am luat prima gură de sos, așa chiar așa. Mereu, așa a fost și la grama. Ia mă, sunt curios pentru mine ce întrebare ai. Sau e Ioana la rând? Ia spune-ne, Shelly, am cântat în multe orașe. Așa. Unde n-ai mai cântat niciodată? În ce oraș? În ce oraș n-aș mai cânta niciodată? Da. Niciodată. Orașul în care chiar n-aș mai cânta eu niciodată. Dar trebuie să fie oraș. Nu poți să-mi spui așa. Nu se poate Băicoi. Comună. Nu se poate comună, trebuie să fie oraș. Hai. Vrei niște sos Tabasco? Ce ați făcut? Da, e urât față de toți locuitorii orașului. Punem aici sos pentru Shelly.
Bă, curge, dă-i... Haide! Haide, Shelly! Frate, eu n-o să gust așa ceva. N-o să guști, a? N-o să guști. Continuăm cu Ioana. La cine ai renunța? La mine sau la cea mai bună prietena ta? Oh, negoiță? Pur negoiță! E greu, e greuț. Nu aș putea. Hai, nu pot să ia lingura în mână, ia lingura în mână. Te detest pentru întrebarea asta, chiar n-aș putea. Haide. Mama, a început jocul, să devină joc. Inima mea este formată din două jumătăți. Jumătate ești tu, jumătate este negoiță. Tehnic, sunt patru. Negoița asta e pentru tine. Haide. E pentru ea, pentru că la tine ar fi renunțat de-aia. Oh, aleu. Cum e? Dă-mi eu cadea. Nu. Acum ați băgat toți cadeaua în gură, unul după altul, da, e bine. Da, clar. O întrebare asemănătoare. Ai renunțat la toți prietenii tăi din Craiova? Bă, toți, bă, nu mai vorbești cu nimeni. Sau la Shelly? Da. Hai sus. Hai cu sosul! Hai, mă! Hai cu sosul! Știi că la tine ați renunțat, atunci să am fost renunțat la Julie, sincer. Nu, dar sincer. Ai zis prietenii a masculin, s-a referit la prietenii a masculin. Nu e adevărat, prieteni înseamnă și femei și bărbați. Hai cu sosul, mă, tu ți-ai cinătă. Ia rigurița, viața mea, ia sosul. Pune sosul, pune sosul, stai liniștită, ține rigurița acolo. Cum să renunți la Julie, la Raluca? La Shelly, cum să renunți la Shelly? Păi, mă rog, el nu se mai pune. Și Shelly este prietenul meu și mare din Craiova. Dacă îți treci mai tare, să știi că nu curge mai mult. Nu, ce? Da, mă, pune acolo. Nu mai pune, mă, că vine rău, nu mai pune! Haide, smără! Haide! Haide, mă! Că poți! Ăsta e challenge-ul. Ăsta e challenge-ul. Ți-a mai rămas puterea aici. Puterea, a rămas puterea, smără. Moare smără! S-a dus! Când erai mic și răsai în facul el, ziceau, uite că ți-ai lăsat puterea. Nu. Nu? La mine așa era. Puterea aici. Smără, nu te mai însori. Smără nu prea mai e cu noi pe fir astăzi. E mai sensibilă ce dracu insiști atâta. E groaznic. Și sunt extrem de scârboasă. Ce faci, mă? Nu s-a spus și eu pe mine. Urmează întrebarea pentru mine. Cine mi-o pune? Bine, eu. Tu. Deci, dacă să zicem că eu n-aș fi existat pe această planetă, cu care dintre iubitele prietenilor tăi ai fi într-o relație? Fuck. Dacă nici ei n-ar exista. Bună întrebare. Dacă nici ei n-ar exista. Da, da. Poate bine de menționat. Să n-ai nicio legătură cu niciunul dintre noi. Pentru că eu nu sunt Mr. Steal Your Girl, adică înțelegi? Să fii tu pe planetă și ele trei. Atât. Adică Vanessa, Smără și Diana. Dintre ele trei cu care ai fi împreună. Și Diana ce? Nu, dintre iubitele prietenilor tăi. Și Arvarez, dacă vrei. Dar că prietenii tăi nu ar exista, nici eu, nici ei. Ca să nu fie nimeni supărat. Așa, doar ca și ființă cu care dintre ele ai fi. Da, cred că o să mai gustăm o dată sosul. Ade, mă, zi! Da, mă, zi! Nu zic, mă, ce aveți. Nu. Zi! Nu zi, mă! De ce sunteți majori? Nu există, păi nu zic, ești nebun. Că nu există altă fată pentru mine în afară de Ioana, ce aveți? N-am ochi eu pentru alte femei. Păi dacă ea nu exista, da, exact. Păi da, da, acum nu pot să mă gândesc. Dacă nu exista, poate, dar așa nu mai pot. Gata. A, bă, că nu mă supăr. Știm noi. Ce bun e! Mai bine gustul de tabasco decât gustul de scandal, fraților, ascultați la fratele vostru sigur aici. Scandal, wise words. Sigur, scandal ți-ar fi făcut iubiților, pentru că eu nu m-aș fi supărat. Wise words. Wise words. Continuăm. Pentru Ioana, dacă tot mi-ai dat întrebarea, dacă cineva ar trebui să moară, Doamne ferește, și ar fi dintre toate pisicile tale sau eu? Pe cine ai omorât? Și trebuie să-i omori tu, adică ori mă omori pe mine, ori omori toate pisicile pe rând, așa. Cu cuțitul, așa. Bunule, calci. Mamă, ce întrebare sadică, să nebunesc. Ia zi, pe cine ai omorât? Pe mine sau pe toate pisicuțele tale? It's you! Glumeam, nu pe nimeni, dați-mi sos. Dați-mi sos. Toți știm că eu aș fi fost a venit la mormântarea mea, era o petrecere de pe cinste. Neadevărat. Făceam de cumva să fie o petrecere pe cinste. Puneam manere și ieșea din sicriu. Ai putea să-l omori pe bubulică. Haide, Ioana! Mama, ai scuipat foc. Să moară Gibran dragonul. Dragonul. Continuăm cu ultima întrebare pentru Shelly, pentru care pentru mine. Deci aveam o întrebare despre viața ta, feblețea ta. Așa. Ai alege să mai faci accident o dată, dar să fie daună totală mașina sau să-ți pierzi carnetul de conducere un an? Ești nesimțit. Ești nesimțit, Gami, jur.
deci să mai fac, să faci mașina praf, adică daună totală să o arunci. Păi ok, dar trebuie să spun o întrebare adițională, întrebări tare, dacă îmi fac mașina daună totală cu sau fără dosar penal. Fără dosar penal, ei trebuia în pom. Și acolo rămâne mașina. Nu, să nu fie vina mea. Îmi fac mașina daună totală, dar să nu fie vina mea și nu, așa. Nu, adică mașina nu mai există, o duci la fier vechi, nu mai e. Sau carnetul un an. Un an. Și eu sunt, stai un pic, dacă fac accident cu mașina daună totală, eu sunt complet ca nou, adică da, doar mașina nu mai e. Eu nu sunt daună totală. Da, da. Daună totală mașina. Daună totală, nu sunt mașina. Și nu vă tămesc pe nimeni, nu rănesc pe nimeni, adică doar eu și pomul, da? Da. Daună totală mașina și plantez la pom. Să avem planeta, știi ce zic? Și acum ultima întrebare pentru Smara, uite, poți să-ți dau deja sosul. Care dintre prietenii lui Shelly ți se pare cel mai enervant? Nu seama la cine te gândești. Nu e, nu, Gami nu e enervant. Eu știu clar cine e cel mai enervant prieten. Georgescu! Clar! Georgescu! Când tocmai mi-ai spus acum 3 zile, mamă ce m-a enervat Georgescu. E mai enervant, dar nu mi se pare că e enervant în general. Am lăsat-o pe femeia mea cu Georgescu la mine acasă 3 ore. Când a venit aia, mamă, nu mai spun pe Georgescu când a venit acasă. Dar ai văzut că am într-o oră îmi place de el, că e cel mai frumos. Băi, nu înțeleg, Georgescu ne fură femeile. Nu înțeleg, Georgescu. Iubitele, pardon, iubitele, ne fură iubitele, Georgescu. Deci mi se pare incredibil. Mă, iei sos sau ne spui care e cel mai enervant prieten? Dar nu vine efectiv, mi se pare că tu nu ai prieteni enervanți. Cel mai enervant prieten al tău? Chiar nu știi pe cine să zici? Al meu? Al tău? Al meu. Aceeași chestie. Ce mai enervant prieten al meu? Chiar nu știi pe cine? Slab din partea ta, dar poftim dacă nu știi deci pe cine. Deci ori zici, ori e. Lasă-mă să mă gândesc. Nu știu. Dați-mi niște variante, vă rog. Georgescu, Zbâr, Georgescu și iar Georgescu. Zbâr! Aveam cotă de 25% pe bune. Zbâr. Cine a pus pe Zbâr a făcut profit. Băieți, mulțumim sponsorului acestui clip. Smara, acum trebuie să-mi pui mie o întrebare. Te rog să nu mai iau gura de sos, că am luat deja 2 linguri de sos, m-am săturat de el. Cred că l-arunc după asta, nu-l mai țin la mine. Ce ai alege dintre Ioana și vlog? Știm cu toții care răspunzi. Nu mânca, acum Gabi, acum... Ai mânca sosul răspunsul pe fața ta. Lasă că știm deja ce-i răspunde. Nu, o să... Știi cum e versul Agami cu băieții mei? Am citit pe litere, a citit vârf. Îți dau lingurița. O și G. Dar tu ce faci? Îți dau și cheia mea de la casă. Care uitați-vă un pic ce breloc are, ce frumos. E o poză cu noi doi, am primit-o de la un fan, da? Vă rog frumos, am primit acest breloc și am zis nu pot să-l arunc, nu pot. Trebuie să-l fac ceva cu el. Pa, rămâi cu vlogul, pa! Nu rămân cu vlogul, că rămân cu vlogul. Bun rămas! Fraților, nu uitați să vă luați cel mai fresh merch doar de pe shop.5vn.ro/Gami să deveniți membru apăsând pe butonul de join, aveți un link în descriere dacă nu vă apare butonul. Eu am fost Gami alături de Ioana. Să-mi dați follow pe Insta că acum eu sunt single. Eu vreau să pun o întrebare de final. Ok, alegi vlogul. Nu aleg vlogul. Dar cum mai faci vizualizări dacă nu mai ai pe Ioana, sincer? Hai, ia sosul ăla și... Aia ești, ce zic? Păi mai ești și tu, frate, în viața mea aici. Da, stai. Da, eu n-am, înțelegi ce zic, eu n-am aici. Adică la mine ți-a cret, înțelegi ce zic aici. Da, fraților, eu am fost Gami alături de Ioana, Shelly și Smără. Și Grama, Zbâr și Andy aici pe fundal pe canapea. Iar noi vom vedea data viitoare. Pa! Pa!